Ne-am întors, prieteni, suntem din nou în direct, urmează o luptă la categoria 86 de kilograme, 3 rounds, 3 minutes, next fight, Ecstasy, 86 kg, ladies and gentlemen, in the blue corner. Din nou la Malmö, Coloseum 30, partida a treia. Artur Tulparov! Între Artur Tulparov, luptător polonez și românul Vasile Amariței de la Scorpion Scârlou, pregătit de Mihai Vornicu. But don't push me. Revenge is like the sweetest joy. That's the getting pussy. Picture paragraphs unloaded. Wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that that's listening. În colțul roșu, in the red corner, ladies and gentlemen. Colțul roșu, Vasile Amariței, 23 de ani, 1,92 m. Vasile 46 Amariței. De kilograme pentru Vasile Amariței. 18 partide, 15 victorii. Professional records, 6 fights, 1 win, 5 losses. Coming from Stockholm White Tie Gym, ladies and gentlemen, Artur Tulparov. O victorie și 5 înfrângeri pentru Artur Tulparov. His opponent in the red corner, 191 centimeters, 86 kg, 23 years old. His professional records, 21 fights, 16 wins, 1 loss, 1 draw. Ladies and gentlemen, from Skopje, Romania, Vasile Amariței. Un palmares foarte bun pentru Vasile Amariței. Sperăm că a mai obținut o victorie. Un adversar mai experimentat, adevărat, nu are foarte multe lupte, dar nu este de mult timp la profesioniști, chiar dacă are 34 de ani. Parcă niciunul n-a clipit când s-a uitat ochii în ochii la sfaturile arbitrului. Un croșeu de stânga ratat de Tulparov. O victorie din întoarcere. Foarte agresiv Tulparov, parcă vrea să termine tot foarte repede. Croșeu de stânga ratează pe dreapta, trebuie să plece Vasile de acolo. Foarte bun genunchiul, vine și cu un low kick, un high kick, blochează Tulparov. Tehnică bună de picior pentru Vasile. Stă pe lovitura decisivă Tulparov, la modul în care încearcă să lovească. Iată, croșeu de dreapta din săritură. Luptător dur, dar probabil va termina repede benzina, victorie din întoarcere. Low kick foarte bine Vasile Amariței. Da, nu mai poate, spune antrenorul său, să lovească tot acolo.
Să mișoreze distanța Vasile Amărițe ca să lovească, da, tot pe coapsă. A treia lovitură în același loc pentru Vasile Amărițe. Vine și cu o lovitură medie. Ușor dezordonat lovește Tulparov, dar asta dea decisiva. Low kick pe interior. Foarte bună Amărițe pe tehnica de picior. Aceasta este arma sau care îl va surprinde clar pe polonez. Noi și combinația stânga-dreapta, îi spune antrenorul său. Uitură pe toarcere. Dezordonat Tulparov, dar foarte periculos. Stânga-dreapta a mărit distanța Vasile. Lovitură înaltă, una frontală ratată. Testează ușor cu un low kick pe interior. Două directe. Oh! Cel cu Tulparov, acea lovitură din întoarcere. Cea cu lovitură din clinch cu genunchiul, acum din săritură. Oh! Iarăși bine că a mișurat Vasile Amărițe distanța, nu e și lovitura din întoarcere a polonezului. Mai puțin de 10 secunde. Oh! Croșiu de dreapta lui Tulparov. Tot încearcă acea lovitură în burtă din întoarcere. Se termină prima repriză. Partidă bună. Care Vasile Amărițe și-a arătat tehnica superioară. Artur Tulparov, din ce ne-a demonstrat, caută lovitura decisivă, vește foarte tare. Repriza a doua, între Vasile Amărițe dreapta și Artur Tulparov. Oh, încă o dată un low kick pe coapsa adversarului. Încă o dată îl cheamă la bătaie Tulparov. Oh! Cade luptătorul nostru, bine că nu l-a lovit, era căzut Tulparov, s-a oprit la fix. Stânga-dreapta, trebuie să stea la distanță, da, de el. Uf. Trebuie să lase inițiativa polonezului, încă lovitură pe coapsă, a șasea lovitură în același loc. Încă o dată deja de Țisaru și piciorul și gata, cade polonezul, cât să mai reziste. A șasea lovitură lui Vasile Amărițe pe coapsa stângă a lui Artur Tulparov. Încă o dată, a 8-a și cade, se termină partida. Dacă este inteligent Tulparov, se duce în colțul său ca să nu se accidenteze. Acestea sunt regulile din kickboxing. Cer să-i agravezi suferința adversarului. Iată cum își protejează cât poate. Și gata. Da, inferioritatea adversarului Artur Tulparov. Deci să-l felicită, dar pe Vasile Amărițe. S-a văzut din prima repriză tehnica superioară, lovitură de picior pentru românul din Hârlău, pregătită extraordinar de Mihai Vornicu, care a avut o tactică foarte bună pentru a învinge repede pe polonez. 23 de ani pentru Vasile și obține acum 16-a victorie în carieră. Se îmbrățișează cei doi. Tactica da roade.
n-a trebuit decât să se ferească de loviturile dure ale adversarului. În rest, totul a fost, iată, la discreția sa. Azi mi-a făcut piciorul din ligamente în genunchiul stângul lui Chiorparov. Luptător tehnic, de viitor, tânăr la 23 de ani, care se va pregăti în continuare, cu siguranță obține mai multe succese în cariera sa, alături de Mihai Vornicu, cei doi la Scorpions Hârlău. Urmează partida a patra aici la Coloseum 30 între Robbie Daniels și Vitalie Matei.